plenul Consiliului Județean Suceava a aprobat în ședință ordinară cu unanimitate de voturi indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea pistei și a sistemului de balizaj de la aeroportul din Salcea. Lucrările de la aeroport ar urma să fie făcute în decursul a 2 ani, începând cu 2010, iar valoarea lor este estimată la 40,5 milioane de euro. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Futur, a declarat că pentru finanțarea investiției, instituția va angaja prin licitație un credit bancar, dar numai în cazul în care viitoarea lege cu privire la parteneriatul public-privat nu va ieși în timp util. El a spus că deja s-au trimis adrese la Consiliul Județean Botoșani și la primăriile din Suceava și Botoșani pentru a se asocia cu administrația județeană de la Suceava în scopul modernizării aeroportului. Din cauza infrastructurii proaste, Autoritatea Aeronautică Română amenință cu suspendarea autorizației de funcționare a aeroportului de la Salcea. Ședințele Consiliului Județean Suceava vor fi organizate în teritoriu. Inițiativa îi aparține președintelui instituției, Gheorghe Futur, și a fost aprobată de consilieri. Futur a spus că dorește organizarea unor reuniuni în teritoriu pentru a da posibilitatea și altor oameni de a vedea cum se desfășoară o ședință de consiliu și chiar de a-și expune punctele de vedere referitoare la diverse proiecte. Futur a copiat modelul guvernului care a început să-și țină ședințe și în afara capitalei. O astfel de reuniune a avut loc la Iași în data de 17 martie.